2. Placez-o, plan de-mi plasă ca la polo. O arpe de tango, cu versuri de comando. Că sunt blindat de fapt, țin piept în junglă ca un Rambo. Și nu mă bag în ovau, că tot sună gen Quavo. Se aude o voce eco, brr, brr, bravo. Tu spui pe glanțe, eu mă călesc. Că sunt blindat și nu mă feresc. Atâția hater nu reușesc să-mi stingă focul ce îl iubesc. O ploaie de glanțe poți să tragi, că sunt blindat. Blindat, blindat, blindat. Că fumezi doar plante, ce mă fac să fiu blindat. Blindat. O ploaie de glanțe poți să tragi, că sunt blindat. Blindat, blindat, blindat. Molotov, cocktail Molotov, ca să dau foc la plantele astea și să le miros. Le dau la box ecran, le dau la box ecran. Când frânele fac, când frânele fac. Pe sub pălării mă dării bombe, pe sub pălării zebii de scârbe. Scârbele nu tac, nu te ridică în slăv, că scârbele n-au, scârbele n-au obligă. Născut cu anticlonți, născut cu anticlonți. Pe un teren minat, am un destin blindat. Pe glanțe eu mă călesc. Că sunt blindat și nu mă feresc. Atâția hater nu reușesc să-mi stingă focul ce îl iubesc. O ploaie de glanțe poți să tragi, că sunt blindat. Blindat, blindat, blindat. Că fumez doar plante, ce mă fac să fiu blindat. Blindat. O ploaie de glanțe poți să tragi, că sunt blindat. Blindat, blindat, blindat. Că fumezi doar plante, ce mă fac să fiu blindat. 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 Pule, pule, ei, am sufletul blindat. Pule, pule, ei, am sufletul blindat. Hello, guys! Hello și bine v-am găsit la un nou live. O să fie un live mai ușor puțin. Un live... Salutare primelor persoane care au intrat pe live, Stamatea, Lin Ionuț. Îmi cer scuze, nu o să vorbesc nici foarte, foarte tare și nu o să ne agităm, pentru că nu avem voie să ne agităm. Așa. Stai să închid puțin lumina asta, că mă deranjează prea tare. De ce sunt roșu? Așa. Să schimb puțin lumina asta. Ia, stați așa. Ok, ne-am mai albit puțin la față. Bă. De asta n-am putut să fac live. N-am putut să fac live-uri zilele trecute. Am avut o intervenție chirurgicală și au fost puține complicații. Așa. Hai să punem și muzică. Bam. Bam. Nu, dar faceți excepție de fața mea și să dăm drumul la treabă. Ce ziceți? Sunteți de acord? Deci faceți excepție de fața mea, apăsăm pe butonul de like și ne punem să facem treabă. Ne punem așa la
Scoatem camera? Ok, ok, o să scoatem camera, o să facem live-ul ăsta fără cameră și doar o să vorbesc. Mă ajută, da. Fiecare, cine vrea o invitație pe Instagram. Îmi dați mesaj pe Instagram, eu nu-s parfeni. Eu vreau să vorbim astăzi, vreau să vorbim despre noul server. Despre noul server care... Mamă. Așa. Ok. Chirurgicalul la măsea. Așa, bam. Nu, clar, nu s-a întâmplat nimic. Doar pur și simplu am avut eu nevoie de așa o mică pauză. Unde e măseaua? N-am avut nicio extracție. Am un implant anesteziat. Acum 2 zile s-a întâmplat intervenția. Doar că am niște probleme. Am avut niște infecții foarte, foarte mari care au ajuns pe la sinus. Și s-ar putea să mă vedeți că îmi curge sânge din nas sau ceva de genul ăsta, și el mi-a curs de vreo 3-4 ori sânge din nas. Așa, dar sperăm să ne revenim până la deschiderea serverului. Așa. Așa că... Ei, nu ui că... Bă, hai să vă zic și adevărul. Am vândut un rubin la preț dublu. Bun, haideți, fără să râdem. Apăsăm pe butonul de like și trebuie să ne facem ca lumea rău de tot planul de bătaie. Deci să vedem ce plan de bătaie ne facem pe noul server. Noul server este... Mulțumesc. N-am dormit deloc aproape azi noapte. Este... Nici nu știu unde serverele noi. Stați așa să mă uit. Să le găsesc aici. Pac. Pac. Acum le găsesc ca să le discutăm puțin. Așa, serverele noi. Paște. Bun. Te-au încărcat? Da. Pe ce regat? Bă, o să ne băgăm pe regatul galben cum facem de obicei și vreau să pun și o miză. Deci dacă vă faceți cont pe linkul meu din descriere și faceți primul level campion pe server, aveți de la mine 1000 de un pe Tiger. Deci, bam bam. Cunosc că un băiat îți scoate tot ce vrei fără durere, cu anestezie imediată, bam bam. Idei, nu am de scos, acum am făcut un implant aici și mai am de făcut încă un implant. Dar implantul ăsta de sus a fost mai nasol pentru că am avut nevoie și de adiție osoasă și probleme cu sinusurile și infecție super mare. Dar s-a rezolvat. Așa. Deci, suntem în data de 27 pe data... Mulțumesc Denis, mulțumesc la toată lumea. În 2 zile se deschide serverul și noi facem planul de astăzi pentru joi, pentru joi dimineața. Așa. Bun. Și vom alege în câteva... da, în 2 zile se deschide, deci serverele normal se deschideau vineri, acum se deschidă... Mâine se deschide serverul? Mâine se deschide serverul, mă. Mamă. Mâine se deschide serverul. M-au anesteziat. Nu, anestezia a durat foarte puțin. Vai, mâine se deschide serverul, guys. Păi stai așa să învăț soldul. Celălalt telefon. Da, să-mi găsesc soldul. Deci o să fie un live mai liniștit, clan, să știți. Nu o să fie cu vibe-ul ăla nebun pentru că nu m-am voie, adică n-am voie nici efort să fac vreo 2 săptămâni.
Good. Mâine se deschid serverele. Hai să vedem și despre ce servere este vorba. Așa. Bam. Am mai pus eu un video, dar... Asta-l mut aici, asta-l mut aici. Ia să văd dacă mai știu să mut scenele. Ok, și... Bun. E chat-ul, dar să-l dau puțin mai în dreapta. Ok. Guys, deci vești grozave, noi trei servere. Serverul... Mamă, dar eu nu mă refac, mă, până mâine. A fost varză așa seară. Hai să vedem cum reușim să o dăm. Deci, conturile de pe Tiger nu se pun pe nou server. Trebuie să vă faceți mail nou și eu la fel o să fac. O să îmi fac un mail nou. Și... Voi începe pe ăla. Așa. Salut, începe, de luni începe activitatea de consultant financiar. Și știu că și tu ai fost. Ai vreun sfat pentru mine? Bă, să nu te demoralizezi. La început, ca consultant financiar, vei lucra foarte, foarte mult pentru alții. Adică tu, de exemplu, dacă faci într-o lună, dau un exemplu, 200 de milioane, din aia 200 de milioane, tu vei lua undeva, nu știu, la 25%. Și, bă, e normal. Că nu poți să iei din prima tot. Și trebuie să îți faci cumva tu o echipă, să te dai bine pe lângă cei de sus, că așa e peste tot. Și, na, până avansezi. Adică e o schemă piramidală. Bun. Dar poți să-mi dai mesaj în privat și te mai ajut cu sfaturi în privat. Serverele sunt permanente și le dau o șansă mică. Deci le dau o șansă mică de reușită, dar șansa aia mică aș vrea să o folosesc și eu. Adică e o schemă. Să mă consult. E o schemă, de exemplu, Emeraldul. Emeraldul, dacă a fost un server bombă, 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 numai că a fost prostia aia cu vrăjitoarele și așa. Dar serverul arată bine pentru viitor. De început este prost. Hai să-l comentăm puțin prima dată. Avem în felul următor. Avem aici pe data de 28 la ora 10, adică la ora 11. Și se deschide Serpentul, Dragon și Andoli. Noi ne băgăm pe Serpent, da? Pe Serpent ne băgăm. Avem link în descriere, primul link din descriere, cum să ne facem contul. Și caracteristici speciale. Bă, Jigs sau evenimente astea sunt ok. Ăsta cu calul nici nu trebuie să-l băgați în seamă. Ăsta este important. Ăsta chiar este important. Așa, și primii pe server, exact cum a fost pe Emerald, așa o să fie și aici. Ce mai exact? Adică, cine face primul lord mai mult să primește un Phoenix de 15 zile. Așa. Ce mai primește? Medalie eroi pe 15 zile. Prima persoană care bate ăsta. Și a treia persoană care bate ăsta. Adică, noi dacă dăm speed până acolo, să reușim să batem ăla, primii, luăm... Nu știu dacă se poate și în grupă, ia. Nu știu dacă se poate și în grupă, ăsta mi se pare că nici nu știu dacă este solo sau nu. Nu cred că se poate în grupă. Sau se poate și în grupă? Habar n-am. Nu știu ce să zic aici. La, na, aici neapărat trebuie grupă, 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 grupă. Grupă, 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 grupă. Da, peste tot cele grupă în afară de finalizează etajul 50, unde nu poți să faci grupă. Chestiile astea sunt foarte interesante, foarte faine, adică poți să îți iei, dacă le faci primul pe toate, rang 1, 2, așa, îți iei undeva pe un an, mi se pare că amuletă, nazar și peți și extraordinar, pe de adună. Dar, ce este nașpa la aceste servere? Pentru început vor fi foarte, foarte grele, adică, bă, sunt pay to win. Adică trebuie să bagi foarte mulți bani la început, pentru că nu ai armă tineri eroi. Și nu ai cufăr ucenic. Deci, ce trebuie să știți aici?
trebuie să utilizați o adresă de mail, adică după ce vă faceți contul, trebuie să vă confirmați mail-ul. Dai să apăsăm și noi pe butonul ăla de like, clan. Adică ce să mai apăsați? Lăsați-l acolo, că nu merităm acum. Deci, cufere ucenic și armei eroi sunt dezactivate pe noile servere. Sunt dezactivate. Ce să fac, baragone? Nu, n-am, am un implant și mai complicată treaba. Da. Cam astea sunt noile servere. Link-ul îl aveți în descriere, primul link din descriere. E ca să vi-l pun și la mesaj fixat aici. Imediat vi-l bag aici, pac, și intrăm pe Metin. Link către... No. Mâine e deschiderea. Așa, mâine la ora 11 este deschiderea. Mi se fixă mesajul. Pac. Bun. Mâine la ora 11, da, avem schimbă site. Acum hai să vedem ce planuri putem face pentru acest server. Și avem în felul următor. Un notepad. Și pe acest notepad începem să scrie. Bam. Hai să-l facem mai așa. Te-am inclus în plan. Bun. Bun. Așa. Bă, Alexander, dă-mi un mesaj pe Instagram, că mă cam interesează. Bun, hai să vedem. Planul 1, care o să fie așa, bam. Planul 2. Planul 3. Și la planul 1 o să avem buget 100 €. Buget 500 și 1000 €. Deci 3 planuri de 100 €. Deci astea sunt planurile. Păi, ideea e că trebuie să testăm. Trebuie să testăm puțin terenul. Planul 4. Bă, nu mă face să râd, vă rog. Deci, vă rog, nu mă face să râd. Așa. Cum se folosește magazinul offline? Dai click dreapta pe el, închizi toate magazinele pe care le ai, dai click dreapta și după aceea deschizi shop și o să-ți rămână shop-ul offline. Bă. Premiu 1001 pentru prima persoană care face level campion pe server. Așa. La, nu știu dacă mă vedeți, dar nu cred că sunt prea în stare să fac performanță.
Deci nu prea sunt așa în stare să fac performanță mare. Eu o să încerc, dar nu cred că sunt așa bam bam. Deci dacă faci tu primul level campion, îți dai one ție. Bă, dacă voi face eu primul... Căutăm soluții. Foarte bine gândit. Deci foarte bine gândit, Topski. În orice domeniu clan, nu vă căutați scuze, căutați-vă soluții. Foarte, foarte, foarte bine. Oh, eu și prietena mea și toți ce au răcit săptămâna asta în București, oare e un mic virus? Dar eu nu sunt răcit. Eu pur și simplu sunt... am avut un implant. Primul implant pe care îl fac. Și probabil corpul meu trebuie să reacționeze la implant și a fost câteva complicații pentru că am avut infecții foarte mari la care au ajuns până la sinus. Bun, în planul 1, ce ar include? Avem roată pe server? Ia să vedem dacă avem roată pe server. Dacă avem vreodată acum... Bă, mi s-a dus shop offline, mă. Ba nu, încă-l mai am. Guys, uitați-vă ce am pentru voi. Asta e oferta zilei. Talisman de gheață plus 71 cu 5 semi, cu 6% semi de fapt. Rezistență la semi 6%, 25 gheață, 3 blocare și 50 atac. Talismanul ăsta este mană cerească. Mană cerească. Și respect că te faci live prin dureri. Bă, simt cumva îndatorat să fac content mai mult. Am mai încercat să fac câteva postări, dar vă dați seama, dacă nu faci live și nu te ții de treabă, nu o să printe niciun video pe care îl faci. Și m-am simțit cumva, bă, chiar cum sunt, cum nu sunt, hai să dau drumul la live și să mai vorbesc puțin cu voi, să vedem ce facem, ce nu facem. Bun. Roata reflexiei. Deci, probabil, în acest plan. În acest plan, o să vin așa. Aici sunt vreo 3300 de MD-uri. Aici sunt vreo 17.000 de MD-uri, cred. Nu? 17.000, hai să zicem, nu mai știu să calculez acum. Și aici sunt 33.000 de MD-uri. Planul aici e 8 întors. Bun, aici, din astea, mă gândesc cam așa. MD la roată. Hai să vedem. Vom avea nevoie de setul ăla. Automat când ne facem conturi noi, cu mail nou, o să avem pachetul ăla de Rufus. 799 de MD, pachet Rufus, în care conține 20 de exocitite sau ceva de genul ăsta. Pe o scară de la 1 la 10 câte doare, bă, sunt momente când ajunge la 8-9 și normal cam pe la 5 în continuu. Bun. Pe lângă asta, ce mai avem de cumpărat? Ce ne luăm noi? Atac automat. Atac automat 50 de MD-uri. Automat pachet. Stai așa. Pachet de ăla de aur, vreo 200 de MD-uri. Pachet site. Așa. Good. Ce mai luăm? Costume. Hai să punem și costume. 150 de MD-uri costume. Costume, că poate dau un set ca lumea costumele. Așa, mănușă, site, inel, site. Petul este aici. Mount. 100 de MD-uri mount. Bun, și cât avem până acum? Avem 103, 450, 500, 900, 1700 până acum. Pergamentul uitării. Pergament cu... opa. 500 MD. Pergament uitării pentru cal. Deci suntem undeva pe la 2000 și ceva.
Mâine la ora 11 este deschiderea. Deschiderea mâine ora 11:00. Scoate-le pe toate, George, și după aceea fă-ți din nou shop-ul. Așa. Deschidere inventar. Deschidere. Câte erau? 1000 de deschidere inventar. Și cam ăsta este planul. Deci ăsta este primul plan. Planul 2. Astea automat. Plan 1 inclus. 3300. Pe lângă. Încă 1000. Încă 1500. Nu primesc nimic, Nicule. Eu nu am niciun parteneriat cu cei de la Gameforge. Am doar o colaborare prin acel link fixat. Atât. Și la fel iau, iau invitații de la alți influenceri ca să vi le pot da vouă, să vi le ofer vouă. Bă, stați așa că este spawn-ul, două secunde. Două secunde că este spawn-ul, am uitat de el. Așa. Unde e link-ul fixat? Este link-ul fixat. Schimbă. Că și un logout. Să mergem direct pe CH5, că am uitat de spawn. Bun, cheie înghețată. Da, să schimbăm CH-ul. CH2. Nu, momentan nu bat cu șamanul. Momentan nu bat cu el. Oh, 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 iau-te pe flow. N-am niciun sari, n-am nimic pe urul ăsta. Bate așa. Așa, bun. La și 30 și ceva ar trebui să apară. Ia să vedem. Nu pot să am vibe-ul la clan pe care îl am mereu, pentru că nu pot să mă agi deloc. Adică chiar nu pot să mă agit, o să văd cum o să mă refac până mâine la deschidere, dar momentan, doar atât pot momentan. Așa, hai să vedem dacă apare. Hai să bag și două site-uri să le am. De asta de critică. Stați două secunde că am chat-ul oprit acum. Nu-l văd. Am clientul pus peste.
Viere, înviere, viere, înviere. Acum ar trebui să apară, deci la apărut general. Așa, am luat cheia, am luat cheia. Motorul CH. Este general CH6. Bun, hai înapoi pe CH1. Aici dăm schimbă. Lasă aici. Perfect, gata. Spawn-ul depinde de server, că mai sunt diferențe între servere. Aici este la 33. Ar fi o supra-doză mâine dimineață. Deci e bine, au fost doi boși. Ok, e la mine, ok, e la gașca veselă. Corăz, boi. Ok, hai să mai lasă asta puțin pe schimbă. Și să terminăm cu planul. Să terminăm cu planul ăsta pe care îl vom face aici. Cam așa. Hai că ajungem și la 100 de like-uri, e bine. E bine acolo. Suntem 264, ne-am strâns câțiva. Roata. E. Pe lângă 1500 la roată, aici vom mai avea... Vom mai avea... Ce să mai avem, ce să mai avem? Trei cufere el, care sunt 3 KMD-uri, cufere el, codurile le dau pe Instagram, dar pentru serverul ăsta nou nu aveți nevoie de coduri. Deci pentru serverul nou doar apăsați pe linkul fixat și atât. Bun. 3000 în cufere el. Bun. Și mai avem... Schimbă și ADD-uri. Schimbă site pe ADD site de 12.000. Turnul nu l-am mai verificat, trebuie să intru și în turn. Și planul 3. Plan 1 inclus. Plan 2 inclus. Ah, de fapt, stai. Dacă e inclus planul 2, este și planul 1. Bă, poate fi un boom, că sunt probabil, mi-au scris câțiva străini, bă, par fi, ne băgăm, facem primii, toate, luăm toate alea și dacă vor fi foarte mulți playeri, va fi un server de succes. Adică, playerii fac serverul să fie un server foarte bun. Ce înseamnă asta? Pe Tiger, sunt, după părerea mea, mi se pare că sunt cei mai mulți playeri și... Serverul este bun, are toate, tot. Mi se pare cel mai bun server în momentul de față. Dar Emeraldo, mi se pare ca puțin cam la egal. În unele momente plus, în unele momente minus. Pe vest ne băgăm. Da, și voi ce plan ziceți să băgăm? Restul... Nici nu știu. Așa. Ce plan alegem? Atenție, planul 4 va fi 25 de euro. Și atât. Deci 25 de euro și atât. Aici nu mai băgăm niciun ban. Deci planul 4 este 25 de euro și atât.
Nu mai dacă va fi. Păi asta toți vor face chestia asta. Dacă va fi un server un server populat, o să fie un server bun, pentru că nu are arme tineri eroi și cu fără ucenic, și asta face un server să fie bun. Planul 4 va fi 25 de euro și fără donații. Deci cam la asta mă refer când spun planul 4. Planul 3. Dar planul 3. Deci toate planurile vor începe cu 100 de euro. Deci o să arunc așa o sutică și vom începe cu 100 de euro să vedem ce ne arată serverul. Stai că avem de făcut și o armă plus. Avem de făcut și o armă de plusat aici. Bun, plusăm și armă. Nu are toată lumea bani de MD-uri să nu se lăsă. Bă, e bine asta pe viitor, deci chiar e bine pe viitor. Chiar foarte, foarte bun. Bă, să ai când ai de schimb, bă, să ai când ai timp? Tot acum. Hai să-l țin. Plan server nou. Serpent. Aici. Du-te și fă-le beta și după aceea vină la mine. Bun, ba. Hai să ajutăm un băiat. Bun. Să facem o de asta beta plus 9 și după aceea să vedem cum dăm cu talismanul una la stor. Deci am nevoie de astea. Cred că o să cumpăr câteva manuale. Lesuri avem? Avem. Are cineva manuale la 2 ani chiar? Mâine dimineața se deschide serverul. Deci mâine dimineața, stați așa să închid asta. Că mulți au spus pe planul 4. Dacă nu sunteți simetric. Să vedem cum va ieși aceste gheare plus la plus. Așa, uite, de aici 2 ani. Trebuie să mai deschid să mai aduc un cont, stați așa. Care e telefonul cu GameForge-ul. Așa. Nu este cu invitație, doar pur și simplu să faci cont nou. Ai nevoie de cont nou și îl faci prin linkul fixat sau prin primul link din descriere. Stai așa că n-am voie să mă uit în jos, că dacă m-am uitat în jos mă bușește bulionul. Bun. Au fost planurile. Mai ești pe live, facem un conținut bun cu zodiacă la plus 8. Să o facem plus 8 sau de la plus 8 la 9. Știu zodiaca. O zodiacă bombă are băiatul ăsta. Sigur. Ale. Nu mi-am scos, mi-am făcut un implant albăstreață. Aia de capul meu. Deci îmi cer scuze încă o dată pentru vibe. Deci pentru vibe că nu este. Așa. Cumpăr niște manuale. Cumpăr manuale, dau 2 ani, poștă CH1. Hai să-mi dau aici să am 35 de ani. Vreau 40 de ani să am. Așa, deci cât schimbă unul rău, schimbarea fai. Și 4 uneori sonă.
Măturică nu am acum. Sunt pe Parf și sunt la la store. Până am 40 de ani. Dacă nu este vibe să fie like-uri, n-am nicio pretenție la like-uri. Da, am zis prima dată să apăsați pe butonul de like, dar nu, stați liniștiți, n-am nicio pretenție la like-uri. Dacă se apasă pe butonul de like, se apasă. Dacă nu se apasă, e tot ok. Că, na. Regiunea de vest. Aveți mare, mare, mare grijă. Deci, mare, mare grijă. Așa. Aici tu probabil vrei orisoane sau schimbări? Orisoane sau schimbări? Schimbă site, ok. Hai să cumpărăm. Hai să ajutăm pe băiatul acesta cu niște schimbări site. Mai am și pe alte conturi cumpărate, dar hai să le dau proaspete. Ia. Bun. Asta este una. Păi cam asta e. Dacă sunt mulți playeri, aș vrea să facem împotriva străinilor. Deci o să ne dăm seama din prima oră de server. Deci din prima oră de server o să ne dăm seama dacă este serverul bombă sau dacă nu este serverul bombă. Și atunci putem să sărim pe ei sau să nu sărim pe ei. Facem 115 fulger. Nu, este un server permanent. Ne cumpărăm încă 4. Deci un 1.5 schimbarea, să știți. Douăzeci vampiri. Boom. Ce schimbări am dat până acum? Da, mă cam deranjează. 4-7 schimbări până acum. Asta este a 8-a schimbare. Acum aș vrea să-mi dai bani pentru 8 schimbări. 8 schimbări sunt 12 ani. 12 ani până acum. Așa. Nu, o să fie un server... un server... regiunea de vest. Un server hard, după părerea mea. Deci chiar va fi un server hard. Cine mai vrea să vândă manuale, dau 2 ani pe manual. Vom aici. În caz 10 semi. Deci regiunea GB. Pur și simplu ai apăsat pe linkul de ăla fixat, ți-ai făcut contul și dacă faci primul level campion, v-am zis, aveți de la mine o miuță. O miuță de la mine. Hai să mai luăm încă 4. Uite, și așa se duc și MD-urile. Pac. 15 foc, mamă, ce aproape ai fost. Au, ce aproape ai fost de 15 foc, 10 pătrundere. 15 foc, 10 pătrundere și cu obține 4 secunde de gheață e undeva pe la vreo 100 și ceva de ani. Nu, trebuie contul nou. Sau două schimbări, uite. Poți să o lași așa de Hydra. Așa zici, 7 schimbări, ai 10.5. 10.5 ani, parcă. Da, trebuie mail nou. Și o trebuie să-mi fac azi un mail nou ca să... clan e corect ce am făcut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că e corect. Cam așa zic că e corect, după părerea mea. Treci 3 de ani. Treci 9 și trebuie și elementul ăsta. Hai. Sigur. Dar nu trebuie mail nou la câte... Bă, trebuie și eu m-aș băga cu 320.000, dar dacă nu se poate...
Ce să-i fac? Bun, cine mai are manuale, v-am zis, 2 ion pe fiecare manual dau. Da. 100 de ion setor la cavalier. Zici tu că o să stai pe server nou mai mult de o săptămână? Bă, ne dăm seama după primele ore. Deci după primele ore de server o să ne dăm seama. Ok, hai să facem armele astea. Plus 10 semi-5 pe 36 în atât. Royal, 50 de ion încercarea. Royal. Sau 500 de ani la sigur. Bun, eu sunt negoț. Te rog să-mi dai și niște fragmente dacă ai zis că ai și le socotim după. Eu negoț. Vezi că este un youtuber care are serie de la 0 3000 manuale. Am auzit ceva. Am auzit. Adică am văzut pe joc. La ăla nu. Aș da eu unul. Rehini. Bun, așteaptă puțin, momentan. Le lăsăm așa. Mi-am făcut de astea de 100%. Eu trebuie să văd unde mi s-au pus. Mi-am făcut mai de astea de 100%. Hai, n-am făcut pergamente de 100%? A, n-aveam bani să le fac, mă. Adă bani. Raul, îi am pe toți. Trebuie să vorbim, să vedem exact cum facem. Mădăline, mulțumesc foarte mult pentru moderatorul și pentru prestația de moderator. Da, e GH, 50 de ani încercarea la Royal. Mâine la ora 11 este serverul nou. Deci mâine la ora 11 se deschide, vom fi live probabil de la ora 10. Păi eu fugi de aici, mă, tu fugi cu arma, mă, ECH. 20%. Nu, Maximiliano. Păi ce fac, mă, dau cu manuale, stați așa că... Am luat-o... Păi că e greșite. 4 ori pe metal. Salut, cum pot demonstra că ne-am înregistrat? O să facem teste. Pur și simplu, o să bagi 10 euro. Și eu îmi dau seama exact când i-ai băgat. Sau, mă rog, nu 10 euro, o să fac eu o chestie. Bă, donezi, nu știu, da, trimiți un SMS de 3 euro. Și atunci îmi dau seama că ești tu, că ești codul ăla de client. Așa va funcționa verificarea la... Aici te-ai inclus și tu cu contul tău? Bă, aici voi vreau să alegeți dacă vreți să fiu și eu inclus sau dacă nu vreți să fiu și eu inclus. Deci aici voi alegeți, nu aleg eu. Mamă, da, merg astea, lejer. 6. Cred că la plus 8 i-aș da... Ce părere ai de aceste gheare, dar nu pot să le văd. Ah, 51 ome tine, frumoase. Ți-a prins bine pauza asta? Bă, nu a fost o pauză de relaxare, cât a fost o pauză că, na, am fost la medic, am fost la clinică. Hai să încerc plus 8 manual. Să încerc și plus 9 tot manual. Haide, mă! A, cum erau, mă, să meargă, mă? 6 7 8 Iar așa la mână, plus 9. 7. Hai să mai scoatem niște zeuri de la pușculiță. Da, este ok, George. Cumpăr manuale, dau 2 ioni. Fierar CH1, scuzeți-mă. Fierar CH1 bazar.
Așa. 300 de ani. Am câteva zeuri. Am dat la plus 4 cu zeu, nu-mi vine să cred. Bă, mă fur singur. Câte eșuri am la plus 9 până acum? 2 sau 3 eșuri la plus 9? Două, trei. Da, da, da. Ieșuiază. Alu, te interesează rune pentru costumul aură? Nu, am costumul aură plus maxim. Eram sigur că nu mai am fragmente. Mai dăm câteva fragmente. Deci mi-ai dat un inventar până acum. Mai dăm câteva fragmente, te rog. Nu, 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 dar nici nu prea fac. Adică gândește că 200 rune de 10 sunt 2 ani și ceva. Da, mulțumesc. Hai să vedem, plus 8. N-a fost să fie. Mamă, ce se duc în jos, bă, băiatule. Sunt servere permanente. Deci acestea sunt servere permanente. Este un server care, dacă va avea foarte mulți player, va fi un server foarte reușit, după părerea mea. Dar să vă dau procent de reușită la server, nu știu, un 15%. Acum depinde că mulți își doresc serverul nou. Nu s-au băgat foarte multe persoane pe alte servere, de exemplu nu s-au băgat pe Tiger, nu s-au băgat pe Emerald și așteaptă serverul nou să își încerce norocul. Sau uite cum gândește și Albăstreață, gândește foarte bine, este un server care să te duci să farmezi chei și după aceea să aștepți fuziunea și să vii cu inventare de chei. Este... este o opțiune care îi dau șanse de 90%. 85% să fiu mai exact. Atac automat au toate astea, au atac automat. Toate serverele care sunt băgate se vor băga cu atac automat. Doar Carpathians este o prostie de server care nu are atac automat. N-am acum. Da, Tiger-ul este, vă zic, și pentru mine este cel mai, uite-mă iar așa, cel mai bun server. Șase plus șapte. Haideți, bă, de ce nu mergeți? Dar nu, nu, n-ai ce să faci cu ele. Nici nu fac toate 2 ani. Iar am rămas fără. Mai dăm câteva rune. De-astea. Mă, nebun de unic să strălucitor blocare reflectă? Nu, e de plus. Începe să mă doară. Câte ceasul? 2. Dacă am luat pastila la ora 10... Mamă, câte pastile iau, nu vă imaginați. Hai să vedem, plus 8. Și sperăm să meargă din ultimul manual. Haide. Am mers, băga, mi-aș gura lui. Dar merge cu zeul, oare? Merge, mă, și cu zeul la plus 9. Adică, astea le faceți cu zeuri. GG. Cât vin? 5 caca. Iau două antibiotice și brufen și de la Linux și mai multe. Așa, bun. Deci, trebuie să-mi dai 40 de uni minus 3 inventare de fragmente. Un inventar de fragmente sunt 50. Dăm 37. Mai dăm 37 de uni și lăsăm așa. Eu cred că am băgat în ele 100 de zeuri, care sunt 10 uni.
Deci 10 ani CD-urile, vreo 12 ani manualele, 22. Deci am ieșit profit vreo 15 ani la afacerea asta. Perfect. Perfecto. Clan, am făcut și 100 de like-uri. 140 de like-uri. Respect, respect, respect. Dar nu știu de ce nu mai răspunde acum. Eu contul salteaua ce am făcut cu el. Uite-l aici. Și ne băgăm imediat și pe farm. Dar văd că... Alo? Dacă vrei, le las la mine dacă nu ai ce să faci. Parcă nu mai răspunde. E, mă, îmi dai tu mesaj mai târziu când ești. Salut, CTSP. Am vândut un rubin la preț dublu. Un exchange la preț dublu. Bun, așa. Uite să-mi spun unii pe saltea. Am gura strâmbă, clar, am gura umflată și probabil mâine o să fiu și vânăt. Bun, pe saltea. Da, am făcut un implant. Tu Germanie, mâine ne batem cu străine. Deci vor fi mulți străini mâine. Am primit vreo 3 mesaje că se bagă câteva grupulețe de străini pe server. Așa mi-au șoptit păsăricile. Mi-au șoptit, așa am vorbit cu ei. Bun. Hai să de fapt nu mai schimb nimic. Hai să-mi las Sony pe saltea. Așa, bum. Să verificăm puțin piața, zic eu. Regatul galben. Deci eu mă bag pe regatul galben. Bine. Hai să verificăm puțin piața, să vedem. Clan, de când n-am mai făcut live-uri, piața a luat-o grav. A luat-o... Nu știu ce update a zis cineva că se face. Deci, au spus în felul următor că... se bagă o piesă nouă de alchimie. Nu știu cum a ajuns la urechile mele, dar am auzit că se... Amazing. Te vreau în echipa mea. Deci am auzit că se bagă de asta... O piesă de alchimie nouă și miticile au luat o rasnă, toate miticile. Este 13 oni. Da, o piesă nouă de alchimie, adică o claritate nouă probabil, care, sau claritate sau habar n-am, care se face din mitice, cred. Adică probabil este de la influenceri, este o, cum îi zice, o scurgere de informații, deci o scurgere de informații și... Sau că am cumpărat. Hai că forțez, Gheri, n-am voie 2 săptămâni. Uite și tu cum arat. Vrei să mă vezi mai bine? Așa, mai de aproape, mai cum vrei să mă vezi? Ia uite-mă. Ce, uitați-vă, rubinul mitic s-a făcut 37 de ani. 37 de ani rubinul mitic. Jadul mitic. E 12 ani jadul mitic. N-a fost.
Ia, Zafirul Mitic. Băi, ei au crescut toate, toate. Deci toate au crescut foarte, foarte mult. Astea erau 5 ani și s-au dat și în granatele astea. În astea s-au dat, nu prea mai sunt. Dar nu este niciun server temporar. Este un server permanent. Multe flăcări pe shop. Rubinul perfect e 170 de uni, rubinul strălucitor e 400 de uni. Bă, eu am impresia că pun prețuri prea mari. La fel astea? Doar că am eu plus 6. Am impresia că pun prețuri prea mari câteodată. Dar nu știu ce să zic despre asta, nu sunt chiar așa decis că le pun. Dar o să fie nebunie cu serpentul. Nebunie, nebunie. Așa. Bun. Hai să las asta. Ne punem aici pe schimbă. Sper să mă recuperez. Deci sper să mă recuperez. Dăm un schimbă. Dăm un schimbă și aici. Trăm pe parfi. Și hai să ne punem puțin pe treabă, guys. Hai să ne punem puțin pe treabă. Ce înseamnă treabă? Înseamnă alasturi. Avem ceva alasturi de făcut că... am auzit că vor câteva persoane să... Uite, nu m-am uitat la prețul de la cufărul alastor. E un cufăr alastor. Ia să vedem repede cât e un cufăr alastor. Unul în jumate. Cred că nu mă mai doare nimic. Cred că nu mă mai doare nimic, trebuie să-i dăm tare. Așa. Opa. Așa să văd care e petul ăsta aici. Da, uimit de așa tag la grupă, mulțumesc frumos. Hai să vedem dacă ne putem coordona sau nu ne putem coordona să facem și noi un alastor aici, ca la carte. S-au scumpit, da, s-au scumpit foarte, foarte mult săbiuțile, s-au scumpit alastoarele. Mă gândeam să băgăm câțiva alastori așa și să mai vorbim despre noul server. Adică azi vreau să mai fac alastori, salutare, salutare, Sergiule. Vreau să mai fac alastori ca să am pe piață puși. Așa. Dacă fac primul level campion aici, vreau să decideți voi. Bă, deci cine își face cont prin linkul fixat are șansa să câștige 1000 de uni pe Tiger dacă, cum zice, dacă face primul level campion. Deci asta e pentru primul care face level campion. Serverul nou este permanent sau temporar? Serverul nou este permanent. Deci permanent, permanent și probabil va fi destul de plin de străini.
Voi zice că vor fi undeva la 50% români și 50% străini. Chiar aș înclina spre 60% străini. Cam așa aș înclina spre 60% străini. O secundă să verific. Bun. Permanent până ajunge în fuziune. Bă, nu se știe. Bă, chestia cu armele tineri eroi, să știți că este un minus la început, dar este un plus foarte mare. Un plus foarte mare după, adică ca să țină serverul. Și să aibă preț. Așa va avea preț un FMS, va avea preț o otrăvită. Se vor vinde otrăvitele plus 6, se vor vinde otrăvitele cu 30 ceva medie și asta face un server, din punctul meu de vedere, mai bun. Nu la început, la început îl va face serverul foarte, foarte greu, dar na, până la urmă. Claudiu, mie îmi place să fac afaceri win-win. Mâine va fi live-ul, cred că de la ora 10. De la ora 10 cred că va fi live-ul mâine. Așa că nu am conturile puse ca lumea. Ai vrea drogă. Nu am control al lumea. Mamă, ce am adus, mamă, am adus toți mobii aici. Am adus toți mobii aici, stați două secunde să-i eliminăm. Și niște fuluri aici, pac. Fac și o tăbliță. Bă, dar n-am niciun pet, stați așa că nici peturile nu le am. Îți vai de capul meu. Pet, al doilea pet, tăblița. Da. Hai da, mă ia și durerea. Trebuie să evit să mă stresez, adică dacă mă stresez e nasol că mă ia și durerea. Și nouă. Stai zolea că am adus foarte mulți mobi. Am adus foarte mulți mobi și nici nu vreau să-mi pun itemele cu rezistență, dar trebuie. Așa e când ai prea mult damage. Hai de cap, stai să dau. Am încercat drugul măcar. Da, la galben. Deci la galben o să ne băgăm.
Dă un skill-ul ăla care își dă reflectarea. Dacă scrii semnul exclamării numere în chat, ai să vezi de ce. Bun, gata, cred că eu. Bă, dar ce se întâmplă, mă? Am lăsat un cont acolo? Nu. Start. Nu știu dacă o să-mi fac sora. Nu știu sigur. Deci, până acum, la store trebuia să fie și ieși din protecție, dar o să-l vedeți pe următorul, că la următorul o să încerc să mă concentrez. Bun. Ce? Dăm asta la o parte, punem asta. 0 și schimbăm ăsta. Bun. Și ar trebui să dăm undeva la... Da, la galben și facem și breasla. Gata, am fost tot pe mine. Bun, 53. O să vedem exact cum o să fie. Deci vom vedea exact cum va fi după deschiderea. Așteptăm puțin deschiderea să vedem cum se simte. 53, bun, la 23. Hai să ne punem ușor, ușor. Deci vreau să-i facem calm. Să fim calm și să facem aceștia la story. M-am încălzit puțin și... Start. Când e ora veselă, probabil ora veselă trebuia să fie deja. Nu știu cum de nou a băgat-o încă, dar dacă, uite că n-am energie. Așa că cântează foarte mult și energia. Așa, acum ar trebui să vedem și 38. Energia. 20. Numerele sunt... Serverul este permanent. Da, cam așa. O văd. Normal trebuia să bage deja ora veselă, dar... Nu a fost încă. La deschidere de server nu prea... Nu știu dacă a fost vreodată vreo deschidere de server în care a fost ora veselă de la început. Adică nu prea amintesc. Dar după o zi de server a mai băgat-o. Da, o să ne mai luăm așa câte un hit de ăsta nesimțit. Mâine se deschide. Deci mâine dimineața. Uf. Bă, dar de ce dă hitul ăsta nesimțit? Nu știu. Trebuie să așteptăm puțin să ne învârtim cu el ca să dă hitul și damage-ul de la cameră în același timp și de asta mă omoară. Da, mâine la ora 11 a României. Bun, acum ar trebui să dea skill-ul. Opt, și-a dat și hitul ăla, perfect. Acum nu sunt deloc boostat, să știți. N-am nici gradul negativ, nu am nici finisaje, nu sunt boostat deloc. Facem așa alastorii ăștia pe modul eco.
Să putem băga... cred, da, puteți să băgați de pe alte servere, cum ar fi, cred că, Europa. Sau Emerald. Nu știu sigur dacă e și Emerald. Întreb... Păi uite, și nu ți-a spus Nightbot-o. Uite ce ți-a spus Nightbot. Numerele din chat reprezintă timpul până când Alastorul formează acel globul ce reflectă damage-ul primit. Adică, skill-ul ăsta pe care l-a dat acum câteva secunde a fost un skill care îți reflectă damage-ul dacă tu dai damage în el. De exemplu, dacă eu dau 100k în el, îmi reflectă damage-ul înapoi. Da, trebuie mail nou. Niciun o să pot să mă ajute GD-urile pe care le am și o să trebuiască să fac un mail nou. Uite, la bula asta mai exact. Când dă bula asta, nu trebuie să dau damage în el. Alastor trebuia să fie bătut acum. Dar m-am frecat eu la început cu monștrii. De ce? Rocket dă mai mult? Nu știu cât dă rocket în Alastor. Probabil tot ceva de genul ăsta dă în momentul de față, când are talismanul plusat. Dar v-am zis, acum nu sunt full boostat, aș putea să mai pun la damage-ul acesta. Cred că mă pot duce undeva la 85k în Alastor să dau. Da, aș putea să mă duc în 85k. Dacă pun finisaj și dacă îmi pun gradul negativ. Dacă îmi pun un skin de armă mai bun. Pe timp, ba, au fost și o grămadă de chei pierdute până am învățat acest run. Nu, avem alchimia full, avem rubinul full. În afară de Onyx, uite, și că am și uitat de Onyx-ul ăsta, sincer. Care și evitare. Jadu, am făcut o schimbare, mi-am pus Jadu acesta. Mi se pare că este mai bun. Deci îl simt mai bun decât Jadu WPV și absorbite. Așa. Începe și... Bă, cred că va începe la miezul nopții. Cred. Deci... Bun, de ce să-mi fac? Este o colaborare, Dănuț, linkul acela. E acel link îl folosesc eu și este o colaborare. Adică tu dacă îți faci cont pe linkul ăla, m-a ajuns pe mine. Și dacă te bagi ca lumea pe server, poți câștiga și 1000 de un pe Tiger. 64 de cufere iau pe Alastor. Aici 4 de cufere și am câțiva Alastor de făcut. Oricum o să-i fac azi cât pot și de mâine o să fim pe server și o să intru doar la spawn. Să vedem ce ne folosește, ce o să prezinte serverul de mâine. Uite, o să vezi mai exact acum la următoarea bulă, deci, la 30 de secunde dă un skill. Mai exact, când se va face aici 35-35, când se vor face 5, va da skill-ul ăla și nu trebuie să dau damage în el. Uite, acum mă pregătesc și acum mă opresc, a dat ăsta și dacă dau damage în el, uite, am dat 35k, ai văzut, mi-a scăzut damage-ul, am dat doar un hit în el. Dacă dau vreo 3 hituri, mă omor. Au. Deci ăsta e cel mai prost Alastor pe care am reușit să-l fac, da? Bine, sunt și live. Și nu mă pot coordona, nici nu sunt așa wow. Bă, bugetul va fi 100 de euro intrarea. Adică
100 de euro intrarea și după aceea mai vedem. Și acum o să facem câțiva la story. 100 de euro intrare, acum nu știu cât va fi și ieșirea. Cât Young Cash da la store, bă, bomba lui mi se pare că este 4 ON și normal cred că pe la store dă undeva la 20 KK pe la store. Cred că 20 KK pe la store. Am un curge sânge. Mamă. Așa. Nu, de la problema cu sinusul pe care o am, trebuie să strânut neapărat cu gura deschisă, mai multe. Mă, nu o să mai stau la spawn, n-am chef de spawn acum. O să intru direct la store. Așa. Bun, intră. Eliusul meu. Cum ar fi ca toată lumea. Da, recomandat ar fi ca toată lumea să strănute cu gura deschisă. Eu dacă strănut acum și mă abțin de la strănut, îmi stare sângele pe nas. Sau dacă stau cu capul în jos, la fel. Hai să mai punem niște licor roșii. Hai și la store-ul ăsta vreau să mă coordonez. Vreau să mă coordonez ca să fie la store-ul calmea. Ia zi, vine evenimentul? Bineînțeles, o să bagi evenimentul de Paști probabil mâine seara. Ori mâine seara, ori poi mâine, ceva de genul ăsta, o să bage evenimentul. Ce să mai mâncăm? Foarte puțin arma, arma este full. 10 semi, 10 pătrundere, 5 sânge și 10% semium din valoarea totală și 10% vampir din valoarea totală pentru run-ul nou care va fi cu vampiri. Cât timp crezi că ar dura? Nu știu. Câteva luni. 3-4 luni ar dura ca să fac level 30 campion, să stau în continuu cu full experiență, full iarbi, full de toate. Ce ți-e paci? glumesc. Depinde. Păi da, se bagă și cu esoterici și cu... Da, nu, vor fi update-uri peste update-uri. Nu pot să mă exteriorizez cum trebuie, nu pot să fiu eu în momentul de față, că n-am voie să mă agit. N-am voie deloc să mă agit. Bă, a fost video-ul ăla pe care l-au postat cu șamanul, probabil va fi și un update la șaman. Dar uite că nu-i. Sabia, nu mai știu, am în depozit, pe unde, nu mai știu pe unde am sabia.
Dar că pe sabie am 20 esoterici. Ai văzut ce? Nu prea bag de seamă. Nu prea mă uit pe YouTube, sincer. Hai că e bun doar de buff dacă e Armande. Nu ești mulțumit de șaman? Adică chiar nu cred că regreți chestia că te-ai mutat pe șaman. Cineva de level 30 campion pe Carpatia sunt de... Nu-i atac automat? Este? Mi se pare că era, da, parcă țin minte. Bă, eu șamanul l-am făcut strict pentru chei. Strict pentru chei. Și a produs. Produs bine. Adică dacă stau să farmez, pot să fac ca lumea, dar momentan nu prea am stat la chei, nu. Am fost în vacanță plecat, chiar trebuie să postez și vlogul din vacanță. Să văd când reușesc să se editeze. Bun, hai să ne echipăm. Deci, light-urile trebuie să le bag în 4 minute și tăblița în 11 minute. Tăblița o să-mi ajungă până la final. Asta. Nu știu ce caracter o să ne facem pe Serpent. Cred că Sura cel mai probabil, nu? Sura, aș zice. Sura sau șaman? Sura sau șaman, guys? Nu, cred că Sura. O să mergem pe Sura, clasic. Bă, voi vreți să mă vedeți și fără dinți și fără bani? Că Sura BM. Bun. Hai, după la story facem și Zodiaca. Mai are cineva manuale? Dau 2 ani pe manual. Nici acum nu e. Bă, încercați să nu mă faceți să râd. Că nu prea am voie să râd. Amazing. Bă, amazing. Pentru suma potrivită se rezolvă, nu? Pentru suma potrivită se rezolvă. Trebuie să mai intru și în turn, guys. O să fac câțiva la store și după aceea o să intru în turn. Da, Dragomir, dar fără așa, mai pe spate. Nu trebuie să ții capul în jos.
Uitați-vă și voi, la celălalt alastor nici nu începeam să dau în el. Când se termină sezonul la turn, pe întâi. Adică mi se pare că întâi pică luni. Luni. Aoleu, ce am dat, uite, uite cum o să mă omor acum. Cam așa te omor dacă uiți de bulă. Tot voi au băieți să vadă ce, ce face bula asta. Bă, cred că se bagă și Mimir. Da, chiar da. Deci chiar se bagă și Mimir, din ce am înțeles. Da, bă. Am 114 care i-am dat pe vârtej. Nu știu la cât e skill-ul. Trebuie să o aproximez eu. Ești 5, bun. Azi nici o țeapă. Băi, ideea că mergem acum în bazar să mai încercăm și noi ceva, da? Suntem așa mai liniștiți. A, n-am nici site-uri. Aiurea. 35. Dar nu înțeleg de ce. Bișnița s-a terminat sezonul de bișniță, să știți. Sezonul de bișniță este gata. Chiar nu pricep de ce mă omor așa. Am mai făcut alastori la greu și n-am avut probleme. Adică la 18 minute erau gata. 4. Dar chiar hub se aliniază. Asta, Mimir e german. Se aliniază astrele și... Fuck. Bă, și asta e adevărat. Și condiția fizică contează. Ah, nu știu cât o să ținem live-ul ăsta, probabil mai fac... facem Zodiaca plus 8. Să vedem dacă mai apare ceva prin bazar de făcut un mic profit. Și o să ne punem pe relaxare ca să ne revenim până mâine. Mâine va fi live-ul la ora 10 dimineața. 10, maximum 10 jumătate. Deci 10 sau 10 jumătate. Ok, te aștept, o să ne întâlnim acum. Vin, am până. O să mă ieși pe Instagram după două coduri, dar pot să dau doar dacă ești persoană nouă, dacă nu ți-am dat înainte. Eu pot oferi maximum două coduri, atât. Pe hituri sunt cam multe. N-am apucat mă să bag. Nici n-am văzut ce damage mi-a dat. N-am apucat să bag feto. Urele. O platformă de alastor. Adică platformă de alastor dacă e. Hai să-l terminăm rapid și pe asta.
Fiți atenți ce zodiac o să plusăm. Dintre cele mai bune zodiaci de pe server, prinsă zodiaca din 5 schimbări cu B. De la nivel 50 pică. Server nou, tot bazat. Nu, server nou doar îți faci link prin îți faci cont prin linkul din linkul fixat și atât. Da, da, mâine este content. Și cu 200 de euro ce poți lua de pe site să merite. Bă, îți iei un cufăr el, îți iei pachetul ăla de Rufus. O să ai un pachet Rufus pentru că îți faci cont nou și ai pachetul de Rufus, ăla este foarte, foarte bun, îți dă și exoscidite. Dai la roată puțin. Am văzut, am văzut. Da, sunt foarte bune. Ai atac magic. Foarte, foarte bune caracterele cu atac magic. Eu nici nu știu de ce nu mai dau damage acum. Dacă mă întrebați ce mi s-a dus. Ah, barna. 38 că trebuia să dau normal. Aia e, dau așa. Nașpa e să aveți fire prin gură. Deci când vorbesc dau de fire. Hai că gata, hai să mergem bazar ca să îi plusăm zodiaca la băiat. Am amori, așa. Și alchimia este... A, petul mă! Alastorul, aveam celălalt pet. Na, te face și cu petul celălalt, ce să e? Dar nu mai fiți băi hateri, uitați-vă și voi ce poză mi-ați trimis. Ce poză e pe meme. Ia hobies. Mi se pare normal, guys. Vezi că s-a blocat. S-a blocat clientul. Să mai bag un client de la or. Parfait. Fugi. Bă, o sutică o să băgăm de început. O sutică de început. Sfarmă oani. Clar, mulțumesc pentru cele aproape 200 de like-uri. Mulțumesc cel ce mi-ai recomand pentru melei. Opac. Deci asta sunt două. Când pune pastirele la 4, trebuie să le iau. Așa, deci de pe ăsta trebuie să-mi dau în felul următor. Niște cutii zodiac. Și 50 de oni îmi dau. Cred că mai aveam prin poște niște dioxide, niște... Hai să vedem. Ne punem pe plus. Cumpăr manuale, dau 2 oni pe manual, să știți. Ia să facem mai un pic. Dioxide. Niște cutii roșii. Hai să pun și astea pe shop. La nu știu cât costă astea, dar vi le pun așa vouă. Pomană,
Crazy, ești caca. Încă o strică după primul. Da, poște ce, așa nu. Hai, bagă. Vezi să fie zodiaca la mine, da? Să o vezi în negoți pe live. Așa, eu sunt. Bun, și acum cumpăr manuale. Cumpăr manual. Da, voi unde pe bucată. Dech bimbi. Da, zodiaca este foarte faină. Are medie 55 pătrundere, obțin T și 10 orci. Și pe, gen e pentru Urano cu orci. Am mancate pe contul ăsta? Glumesc, stai liniștit. La ce oră? La ora 11, pare că poți să-mi fac cont acum, să-mi bag de ori. Da, poți să faci chestia asta, dar fii atent, îți faci cont prin linkul din descriere, da, sau linkul fixat și intri pe serverul Europa și acolo să-ți bagi MD-urile ca să fii mai rapid la început, ca să ai MD-urile deja băgate. Așa, ia să te văd. Patronii e de aici. Bun, hai să vedem ce zice zodiaca asta, să-l ajutăm pe băiat. Deci, am o dată. Și plus 8 trebuie să o fac. Bun, plus 8. Ia, 75 de ani te costă. 75 de ani. Da? Încerc să... dacă tot am zis că îi le cumpăr, da, să îi le cumpăr. Că tot am zis că îi le cumpăr, trebuie să îi le cumpăr, nu? Să fiu și eu băiat. Așa, să băgăm și roata. 300 de unde să facem plus 9? Că trebuie să mă conectez, stai 2 secunde cu YouTube-ul. Ăla pe screen, imediat, stai așa ca să conectez roata. Ia să vedem și roticica. Am pus pe crin. A ieșit clopoțel. E safir perfect pe tot pe crin. Așa, unde s-a dus roata. Am închis-o.
Clavier perfect tot pe crin. Let's go. Clopoțel. L-am 200 de like-uri. Respect, respect, respect. Bun, nu mai am. Am vândut. Pe 3 metale de vânzare. Nu vând metale. Un safir legendar. Tot pe crin. Un safir legendar, tot pe crin. Tot clopoțel. Bun. Hai să las unii pe salteluță. Așa. Hai să văd cât e un safir mitic. E 34 de ani. Nu merg conturile de pe Tiger pe serverul nou, nu merg. Trebuie să-ți faci cont nou. 33 de uni ca să fie cel mai ieftin, 6 uni să fie cel mai ieftin, ăsta nici nu știu cât costă, 2,50 îl pun. Să fie acolo. Pentru voi. Uite și 3 dioxide, da, să le pun și pe astea la 10 uni. Eu știu că le scot de aici. Respect, respect. Uite, fii atent. Îți dau din materialele mele cu manual la plus 9. Dacă merge, dai 30 de uni. Dacă nu merge, nu dai nimic. Bun. Ca să mai cumpăr niște cutii roșii. Două secunde. Cutii roșii Zodiac. Cutii roșii Zodiac. Vedeam 80. Bă, da, sunt destul de scumpicile și astea. Nu mă așteptam să fie așa de scumpe. Da. Te-am zis, mă. Uite. Te-am zis, să-ți dau din materialele mele la, cu plus 9 la manual, pentru că e fierbinte sabia. Mamă, m-ai făcut să cumpăr cutii degeaba. Dar nu, că nu am mentale. Ce să mai zic? Eu am vrut să-l ajut, clan. El nu s-a lăsat ajutatura asta. Dar n-am mentale. Mi s-au dus toate metalele, clan, am dat toate metalele, am dat. Gândiți-vă că pentru planul de la planul dentist m-a costat 6 planuri de melee.
Da, vreo 12.000 mă, așa. Cam așa, 11.000 și ceva. Nu, spawn-ul e la și... Am avut infecții foarte, foarte mari. Ce am avut? Ideea e că mi-am pus 2 pivoți și mi-am făcut câteva tratamente la o clinică de bloc de bloc, la un colț de bloc și mi-au pus pivoți peste canale care nu erau tratate. Aveam infecție sub pivot eu, puse la clinica aia. A trebuit să-i dau jos. Exact, mi-a făcut vericul. Trebuia să-i dau jos, dă jos pivoții, pe tratamentele, pe extracții. Și nu vă imaginați ce dureri. Hai, lăsați banii ca banii, dar ce dureri au fost. Niște dureri insuportabile. Și tot ce aveam eu de rezolvat trebuia să rezolv undeva cu, nu știu, 6-7 mii de euro. Deci 6-7 mii de euro trebuia să mă ajungă tot ce aveam de făcut, cu implanturi, cu tot. Și că am făcut, că mi-am pus pivoții și ce am mai făcut acolo, m-a costat cu vreo 5 mii în plus, 4-5 mii în plus. Mâine la ora 11 este deschiderea, da. Nu știu, bă, poate ei nu s-au gândit la asta, poate, na, nu erau destul de profi, că au vrut să mă ajute și pe mine și nu m-aș vrea să fac rău unui om. Adică nu cred că au vrut să îmi facă mie rău. Și... Nu... Nu știu, nu sunt genul de persoană ca să fac chestii de genul ăsta, să fac bani, să-i dau. Și pe lângă chestia asta am vorbit și cu câțiva avocați și la cabinetele acestea, ce fac? Nu o să-ți dea bani înapoi, dar o să-ți ofere lucrarea gratis. Și ce pretenții mai ai tu să te duci să-ți faci lucrarea acolo când știi că medicul ăla, stomatolog, îți face lucrarea pe gratis? Îți dai seama cum umblă în gura ta? Vă dați seama cum umblă, că... Și am preferat să o las de la mine așa, că bă, până la urmă banii se fac, țepele se dau, ăsta, platformele se fac. Noi ne facem treaba aici. Nu vă duceți, v-am zis și vă zic mereu, nu vă duceți neapărat unde este cel mai ieftin. Cel mai ieftin nu înseamnă cel mai bun. Duceți-vă unde este cel mai profi, cel mai bine, când e vorba de sănătatea voastră, când e vorba de... Mâine live-ul cred că va fi de la 10 jumătate, cam așa. Acum sper să fiu în stare să dau go live. Așa, cum se cheamă aplicația de la Gameforge? S-a schimbat acum, este ceva autentificat, s-a schimbat, nu mai știu exact cum se numește, dar s-a schimbat. Eu am tot pe aia veche. Cred că Sura ne vom face. Uh,
Dacă îmi schimb telefonul, te-ai dus. Păi, ideea e că telefonul ăsta e personal și telefonul ăsta l-am pentru pasta, pentru coduri, pentru mate-in. Și telefonul ăsta este pentru mate-in și îl țin mereu gen la calculator, nu am cum să-l pierd sau ceva de genul ăsta. Așa v-aș recomanda și vouă să faceți. Să vă mai luați, să vă luați, nu știu, un telefon aiurea, așa, să-l aveți pentru... Da, o să bage și Battle Pass, vă dați seama că o să bage și Battle Pass. Bă, nu mai fiți, bă, hateri, bă. Și vrea, fost mine. Îl faci, știi că și se rezolvă. O să spună ce telefon aveai, ce, așa, și se rezolvă, nu, nu-ți face probleme. Dacă ți-ai uitat codul de autentificare. Nu mai am dulciuri. Deci, nu mai am licuri verzi. The heck? 15. Așa că nu mai sunt licuri verzi. Bă, Wolf, unde le găsești, mă? Hai că am zis că mă concentrez la lastorul ăsta. Hai că m-am concentrat. Prea concentrat, mai ajutați-mă puțin să mă desconcentrez. 5. Câți bani se fac pe zi la level mare? Depinde. Să zic aici, dacă vrei să farmezi la chei, ok, este un vreun 9.5. Dacă ți-ai făcut, nu știu, 30 de chei pe zi, ai 45 de uni. Cam așa farmezi la level mare. Adică cam așa se fac bani acum. Da, în engleză să le scrii dacă ești pe Tiger. Hai, da, mă ia iar durerea. Mă ia durerea mai tare. Vreo 7K, pofi, 6K, 7K. În afara protecție și dublu în protecție și dublu în afară. Băi, am dat două hituri ca să mă omoare. Trebuie să intru și în turn. Păi nu cred că are nicio treabă. Da, o să facem live. Vă dați seama, vreți să programezi live-ul de după ce îl închid pe asta? Vrem să-l programez pe mâine sau dau direct mâine? Dau mâine direct drumul și aia e. Dar sper mult, o să mă pun direct în pași, o să stau în pat toată ziua azi. Cred că o să-mi iau laptopul și o să intru în turn de pe laptop și stau în pat. Dau miss că nu am foarte multe iteme cu precizie pe mine. Iurea toiu. Păi, facem niște lasturi așa pentru noi. Re-re-reacționez la Amazing pe Emerald.
Scoatem clip nou amazing. Dacă reacționez așa, o să reacționeze băieții la palca mea. Hai da ce doare. Hai să-l terminăm. Câte cufere am? 56, voi face 64. 64 ori 8. 480. Câte cufere? Nici nu știu câte sunt. Bă, voi ce mai ziceți, guys? Sunteți pregătiți mâine de deschidere? Eu n-am voie să beau energizant. N-am voie să beau acid. Cum o să rezist? Ei, o să fie o deschidere mai grea. Start. Mare grijă la cone pe Discord. Deci mare grijă, așa cum s-a încercat o țeapă, clan. Deci mare grijă la clone pe Discord. Cu mine vorbiți doar pe Instagram. Pe Instagram, Ionuț Parfeni. Deci așa aveți pe Insta. Hey. Bum. Ah, chiar, bă, am chef de nou server, chiar am chef așa de un server nou. Nu știu dacă o să fie, poate o să fie reușit, poate nu o să fie reușit, vom vedea, dar e fain că te face să, bă, să te duci primul, să faci primul Hydra, să faci primul, știți cum am făcut Zodiacul, adică duminică trebuie să fim la Zodiac, clan, să facem primii Zodiaci. Ai de capul meu ce mă întoarce, uite că m-am avut noroc, a prins doar un hit în bulă. Băi, eu zic că se face, mă. Eu zic că se face. Iar mă, cu ce o să batem? Deci, bă, la galben am jucat prima dată și mi-a plăcut. Cred că da, test. Cred că se vor băga. Cine mă omoră, mă? Uite că m-am uitat în altă parte. Nu mai trebuie acum, mulțumesc. Am rezolvat treaba cu manualele. A, dar nu mai am site-urile, mă, băgate. Da? Da, nu mai am. Pe dat. Te spun că toți pe live se bagă la galbeni. Bă, acolo ne facem noi brigada, la galbeni. Deci, îi trebuie să facem toate run-urile alea în grupă. Pătrundere, am 132 pătrundere. Dacă se vede, stai că nu cred că pot să mut ăsta, că-s mort. 132 pătrundere. 70 critică fără buff. Ar trebui 98 critică, 98-99 critică. 100%, da, 100%, bine, pe ăsta. O fac la fix. Guys, da, ne facem noi bine și cu problemele pe care le avem, ne facem bine și o să revenim pe treabă ca lumea, da? Știți, o să revenim pe treabă ca lumea. Beatrice, nu ne combinăm acum la un rubin clar pentru că piața este foarte, foarte, foarte ciudată. Și este un mitic copac, este 35 de un, care mi se pare un preț extraordinar de mare.
Au anunțat evenimentul? Cred că au anunțat evenimentul de Paște. Da, noaptea asta începe clan. Evenimentul. Se vor face multe costume de astea, nu? Transfer, schimbări. Și pe serverul nou o să fie ceva frumos cu un ajutor mare va fi. Interesant, trebuie să jucăm ca lumea. Da, v-a anunțat. S-a anunțat acum. Pe data de 28 va începe. 28 ora 2.00 PM. Ce? Am avut un implant. Guys, aici o să ne oprim și noi cu live-ul. Îmi cer scuze că nu stau mai mult, dar vreau să iau o pauză. Iau o pauză să stau în pat, că deja durerea este destul de mare. Și ne auzim mâine de la ora 10:30. Cam așa, deci de la 10:30 ne auzim mâine. Eu am fost Parfi. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare urare de bine, tot, pentru fiecare like, fiecare donație, cum a fost ea, cum n-a fost. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și sperăm că mâine rupem topurile. Să le zăpăcim. Cred că o să mai intru și în turn, că se vor da recompensele și pe turn. Nu poți fără mine flow, eh? Bun. Clan, eu am fost Parfi și vă salut. Ciao, pa, 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 pa. Bam, bam, buv.